ședințe scurtate, că sunt prezenți toți consilierii al ședinței, astfel încât ședința se poate desfășura. Dacă aveți obiecții asupra proceselor verbale ale celor două ședințe anterioare. Dar e foarte scumat, foarte, foarte scumat. Foarte sumare. Procesul verbal al ședinței ordinare? Da. Ce lipsește din ea? Bun, luările de cuvânt ale invitaților. Alea lipsesc. Exact, alea lipsesc. Trebuie imortalizat. Nu cunoștem după nume, pe fiecare, nu s-a prezentat. În general, fiecare a dus cam așa. Să susțin în cadrul. Alchiere ne l-am uit, domnul, vă rog. Cine este pentru? Vă spun bună ziua tuturor. Rog că domnul primar să ne prezinte ordinea de zi. Bună ziua tuturor! 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al orașului Ceu-Sivane pe anul 2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2020 la nivelul orașului Ceu-Sivane. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcție al grădinului pentru persoane vârstnice Ceu-Sivane. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între orașul Ceu-Sivane și Asociația Down Syndrome Ceu-Sivane. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență. 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general conform OUG 114/2018 la obiectivul reparații trotuar și rigolă fluvială pe strada Libertății din orașul Ceu-Sivane. 7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință și 8 probleme diverse. Cine este pentru această ordine de zi? În totalitate. Vom trece la punctul numărul 1 și anume proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al orașului Ceu-Sivane. Comisia Economică. Comisia Economică a analizat bugetul pe anul 2019 și în unanimitate am fost de acord cu cele prezentate în proiectul de hotărâre. Da, nemai fiind solicitări de la alte comisii, vom trece la discuții. Cu scrie la cuvânt, domnul Bilar. Conform legii, la repartizarea bugetului, pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, se stabilește alocarea de fonduri prioritate pentru secțiunea de funcționare. Eu am studiat anexele pe capitole, subcapitole. Am tras concluzia, este bine, este rău, este mult, este puțin. Cert este că avem un buget estimat la venituri de 1.593.000, iar la cheltuieli de 10.163.000. Deci din stat avem un deficit de 1.570.000 lei. La lista de investiții, înainte de a trece mai departe, l-aș întreba vă domnul secretar, că e de competența dânsului, de ce la semnatare apare domnul primar și domnul Georgioca Marius. De ce nu apar semnături și de la compartimentul contabilitate? Pentru că a trebuit ca să-și asume aceste sume alocate pentru investiții acolo, se stabilesc dacă vor fi sau nu vor fi bani. O să trec mai departe dacă îmi dați prima dată un răspuns. De ce nu este semnată lista de investiții de către compartimentul contabilitate? În ceea ce privește bugetul,
Ea este domnul Sidiatu aici ca să vă răspundă la toate întrebările care vi le apăsați. Coleg, domnul primar, dar de ce nu-i semnat? Eu aici am întrebat, că nu-i semnat. Eu l-am în față și e semnat de către primar și întocmit într-o camare. Domnul Sidiatu, dacă doriți. Domnul primarul semnat în calitate de conducător și ordonator de prim, și domnul Giorgioca în calitatea lui de a întocmit această listă. Numai că domnul Filiatru nu semnat, asta nu știu. Dacă n-a semnat contabilitate, poate că nu dispunem de aceste sume alocate pentru investiții. Sau nu, nu știu, eu vreau să punem dacă dați un punct de listele de investiții sunt tocmite de compartimentul de investiții de domnul inginer Marius Sădoca împreună cu domnul primar. Eu nu le-am certificat, deși sunt banii prevăzuți încă să repartizate excedentul integral, pe motivul rândul 7, că s-a inclus un servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru achiziții de utilaje pentru lucrări de întreținere de gospodărie publică în orașul Ceaușilvania. Eu pentru acest cheltuiel le-am dat refuz de viză care o să aveți științați cu domnul consilier. Să aveți înștiințați pentru acest lucru, că am aflat că contractul care s-a refuzat, s-a dat mai departe. Și pe ce considerent am fost anunțat, am aflat în urma controlul curții, am aflat și eu. Deci chiar era un punct care urma să îl abordez mai departe. Și de mine, fiindcă bine, eu sunt și parte de șef serviciu și CFP, nu putem face distinție, că n-am știut. Dar deci trec mai departe. De fapt nu este un punct, sunt mai multe legate de acest subiect. Deci se alocă 12.000 pentru servicii consultanță, achiziții utilaje. Unde este? Așa. Avem după aia. Achiziții de utilaje, lucrări, întreținere, gospodărie publică, 86.000. Tot achiziții de utilaje, așa, 213.000. Urmă 3.300. Nu știu, domnul primar sau domnul vice, dacă ne poate da explicație în ce constă aceste achiziții. Dacă dumneavoastră faceți totalul, o să vezi că au făcut 300.000, da? Da. Deci sunt banii pentru tractor și pentru cele auxiliare la tractor, respectiv cositoare, tocători de grenci, acesta de măturat, perie. Da, se plătesc din bugetul local. Asta se plătesc prima dată. Deci prima dată se plătesc din bugetul local, după care acești bani o să fie la noi în buget. Da. Ce este prevăzut în mai multe tranșe, fiind 8-6 vine de la Guvernul României, 213.000 din Fondul European și 3,35 îți cheltuie bugetele. Bun, am înțeles. Domnul primar, la punctul 16, servicii de proiectare pe DC16. DC16 este la Liș. Da. Mai concret. Deci, concret, știți foarte bine că până unde e asfaltul la Liș, da? Moțigul vine cu asfaltul până în deal. Da. Deci, noi de-aia avem să facem serviciul ăsta de proiectare ca să putem. Poate nu noi, nu știu cine va veni după noi sau ce să facem proiectul pe... Deci noi să facem proiectul să fie făcut în caz în care ai. Băi, atunci automat am dat drumul să nu ne facem de rușine că vin până în dealul Noțivului și de acolo până la intrarea NADI și știți cum este, deci... Că se va face pe, din fondul propriu sau se va face, nu se va depune un proiect pe finanțat. O să reușim proiect sau vedem cum va fi, da? Am cuprins ca să fie... Eu v-am întrebat pentru că n-am găsit detaliat. Bănuiam că e vorba de acea posiune, dar o bilă albă, ca să spun așa, la punctul 11, a prins bani pentru
servicii, proiectare, extindere țării, gaze naturale, localitate, motiv, cușuna de șorba. Deci, chiar e foarte bine. Da, acum, dumneavoastră știți foarte bine, banii ăștia au investiții. Ori se vor cheltui, ori, ba, nu știu ce destinația. Deci, dacă, într-adevăr, așa cum se aude, că se va porni un program, un fel de PNDL, cum a fost până acolo, pentru gaze, eu zic că atunci noi neapărat trebuie să pedalăm, să prindem acest, să facem proiectul ăsta, să prindem. Că să putem extinde, pentru că noi avem o sarcină destul de ușoară, că avem gazul aici, înțelegeți? Nu că alții, deci în cele patru sate, dacă facem proiectul, eu zic că am avea șanse foarte mari și am putea să... O clarificare, am înțeles. O clarificare vă mai rog. La punctul 20, achiziție teren, 50.000. Deci este vorba exact de terenul pentru care aveți dumneavoastră nevoie, pentru, pentru bazinul ăla de la Uciu. De la Uciu, da. În regulă. Dar da. Nu știu, eu n-am găsit în material. De-aia vă întreb. Nu ridicam problema. Nu are plăcere, nicio problemă. Atât? Cam atât. M-am uitat la investiții noi, cam zero peste tot. Fără comentarii. Altcineva? Domnul Voie? Da. Comisia pentru Administrație Publică Locală a analizat bugetul, proiectul de buget, de fapt. Sigur, așa cum a spus și colegul meu, mai puțin sau mai mult, banii nu ajung. În una dintre ședințele anterioare am discutat de reabilitarea drumul, adică străzilor, plopilor, gării și în lista de investiții văd că nu-i cuprins nicăieri. Chiar atunci, dumneavoastră, domnule primar, ați fost, ca să spun așa, mulțumit de faptul că am ridicat această problemă și că am ajuns la un consens. Nu o văd cuprinsă nicăieri lucrarea de reabilitare. Ba mai mult, știți foarte bine, de la intersecție, de acolo, de la Salâș și până la fostul SMA, este dezastru. Să nu mai vorbim că opțiunea a fost autogară și până lângă Onaciu, aproape că devine acolo impracticabil drumul. Nu știu ce ar trebui făcut, de unde ar trebui găsite niște resurse, pentru că acolo nu o să mai meargă cu plombări. Și știm foarte bine că nu o să meargă. Acolo va fi nevoie de covor asfaltic peste tot. Dacă v-ați gândit eventual la o rectificare sau la ceva de genul ăsta, dar asta ar trebui luată în considerare cât mai repede, pentru că, vă spun, toată lumea, mai ales șoferii, înjură și înjură. Și primar, și viceprimar, și consilier, și pe toată lumea. Și eu am fost întrebat de niște milioane și la toată lumea am zis că după adoptarea bugetului ne apucăm și facem străzile. Dar uitați că nu asta s-a întâmplat, din păcate. Deci, aici e vorba de reparații. Reparațiile se plătesc din funcționare, nu de la investiții. Ori noi la funcționare, ați văzut și dumneavoastră, am tăiat absolut. S-a tăiat, pentru, da. Pentru că efectiv nu am putut echilibra veniturile cu cheltuieli. Dar șansa care este, totuși, că nu ne pierde speranța, nu? Deci, momentan, la nivelul Consiliului Județean s-a împărțit doar jumătate din cei 7,5% care se împart primărilor, da? Care e pentru dezvoltare. Eu așa am înțeles că luna următoare se împarte jumătatea cealaltă. Dacă e așa... După alege, domnul primar. Eu așa am înțeles, așa mi s-a promis. Dacă ies bine, alegerile se împarte. Deci eu vă spun ce mi s-a promis și ce am discutat. Și am fost și cu domnul Sidiatu și inclusiv domnul Vice a discutat. Și... Deci așa ni s-a zis că deci, la a doua împărțeală din aceștia 7,5% o să primim bani. Deci din banii aia sunt exact banii cu care am putea să facem. Am zis atunci că e vorba și de poșuri, și de păci. Sunt mai multe străzi care sunt praf asta de văzut și fără covor asfaltic, cum a zis dumneavoastră, nu se poate. Degeaba cum vezi la covor. Deci, dacă pot să rectific, domnul primar, în urma controlului curții de conturi,
ce am făcut, vă dau un exemplu, covorul de pe Hodorului anul trecut de pe investiții, mi s-a tras atenția că covoarele sunt reparații, reparațiile sunt, noi mai facem din investiții doar din funcționare. Funcționarea știm cu toții cum este, nu am avut ce face. Din păcate. Inițial am cuprins acei bani deci în funcționare, dar la urmă, când o trebuie să tăiem, atât de, nu mai știam. Deci acum, dacă vă spun cu o săptămână, e luni până vineri, tot am tăiat. Tot am tăiat, numai ca să putem echilibra veniturile cu cheltuie și... Total s-a diminuat cu 1.490.000. Vă dați seama, 1.490.000 o trebuie tăiat, ca să iasă... 15.000. Alte probleme, domnul Boie? Nu, am remarcat și noi că la investiții noi, zero, din păcate. Deci nu vrem noi. Ne putem... Vorbeați de crinului, domnul privat, sau... Da, coșul, crinului. Și ăla e praf. Și ăla e praf. Nu mai circulate. Și păcii, la fel. Vă mulțumesc. Alte înscrieri? Mulțumesc. Și membrii Comisiei Învățământ, Sănătate și Familie, Protecție Copii, Tineret și Sport, analizat acest proiect de hotărâre, deși nu a fost desemnat să întocmească avizare în acest sens. Ca orice consilier am studiat acest punct de pe ordinea de zi. Membrii Comisiei propun să fie cuprinsă în buget și sumele necesare premierii elevilor care obțin locurile întâi la fazele județene, la disciplinele școlare și a concursurilor cuprinse în calendarul educației naționale. Și se propune ca premierea tuturor elevilor să se facă într-un cadru festiv cu ocazia zilelor învățământului Sălăjan. Da, eu vreau, a fost propunerea mea, deci eu vreau să spun că sunt cuprinși banii pentru recompensa elevilor, adică bursele de merit. Și acolo se specifică că vor fi recompensați elevii care obțin locul 1, 2, 3 la faza națională. Ori probabil mai am eu colegi aici în învățământ care știu că este un mare lucru să ajungi la faza națională. La faza națională, un loc 1, 2, 3 primesc 3 din această țară. Nu? Că așa este faza națională. Ori Consiliul Județean în fiecare an premiază toți elevii ai județului care obțin rezultate, adică sunt promovați la faza națională, deci faza națională, indiferent ce rezultate obțin la faza națională. În orașul Ceu Silvanei, în ultimii 7 ani, pot să spun, la olimpiade școlare, nu știu dacă au fost 4 sau 5 elevi, dar acei elevi care la olimpiadele școlare, la câte o materie, ajung la faza națională, merită, eu așa spun, să fie cunoscuți de acest oraș, pentru că sunt copii primi din acest județ. Adică la câte o materie, acel copil este unic din județul Sălaj, care reprezintă județul Sălaj la faza națională. Și ar merita să fie, nu atât recompensa, deci nu atât, că și de la Consiliul Județean primesc 150 de lei, deci nu suma, nu suma contează, ci gestul. Deci gestul să fie că acolo la Consiliul Județean, în fiecare an, de ziua educației, se recompensa, adică se scot în evidență și acel profesor care l-a pregătit și acel elev care a fost promovat. Deci nu suma ca atare este importantă, ci totuși să fie un cadru unde sunt scos în evidență. Da, acolo zic, la deci acolo să fie... Deci, momentan, dacă vreau să-mi indicați sus, de unde să luăm și să punem acolo... Nu, eu asta am spus, că unde sunt specificate bursele. Asta, deci dacă până atunci o să știm exact cam ce chef, cum chef, și atunci o rectificăm, cumva facem ca să... Nu știu, dar și acum nu știu, că nu sunt sub 3-4, deci nu... Să dai atenție și să... Deci asta spun că nu suma ar conta, ci un cadru să găsim lucrurile. Așa este. Deci, ideea înseamnă că până la sfârșitul anului școlar următor și după rectificare e bine primit. Deci acum știm. Corect, da, corect. Cum așa ca idee? O să avem în vedere lucrul ăsta și atunci încercăm să rezolvăm și această problemă. Țin și lista de investiții, merg mai departe. Aș putea spune că este un pas spre normalitate și spre civilizație, faptul că s-au cuprins la capitolul cu finanțare, canalizare, sume pentru extinderea rețelei de canalizare în satele Ulciu, Motiș,
Naviș și Oratul Cecului. Întrebare. Ce se întâmplă cu canalizarea de pe strada Borzei, strada Victoriei, Borzei, orașul Ceu Silvan, în secolul 25, cetățenii acestui sau acestei străzi, care sunt plătitori de taxe și impozite, zic eu că merită un minim de confort. E o discuție veche. Da. Da. Pe Borza este cuprins. Borza e cuprins în întindere la companierea. Păi, cuprins se poate să funcționează la Horoan, dacă Borza folosească un pieson, o stație de pompare care va pompa în sus. Așa este. Cu caz de aia se duce Borza în loc. De acolo să facem asta. Deci cuprins la deci cu finanțarea ce discutăm acum e pe partea satelor a orașului și la partea companiei, da. Nu s-au încadrat satele aparținătoare de cerul europeană în aglomerație de peste 4000 de persoane, nu am putut face proiect compania de apă pentru că nu ne garantăm cu nicio localitate aparținătoare la oraș. Și proiectul depus de compania de apă, de către primărie pentru asta. Bun, dacă tot suntem pe strada Borza, aș întreba... Asta e piața Trandafirilor. Strada Victoriei. Gheorghe Folcă. În condițiile în care acolo a fost în 2017 o porțiune asfaltată, am ridicat problema și în 2017. Mi s-a promis că urmează pe bugetele următoare. Acum am văzut că nu e cuprins, sigur, după o rectificare, nu știu, și sper să se poată prinde, o continuare de 450 de metri, care necesită să facă legătura cu drumul care urmează să fie finalizat de către Consiliul Județean. Deci e vorba de continuarea asfaltării pe strada. Eu ce să vă spun, exact ce am zis și mai înainte cu drumul. Partea de funcționare și acolo problema. Dar vă rog să țineți cont atunci pentru partea de... Deci nu este investiție, este reparație. Am spus, sunt două lucruri distincte. Deci reparația, o plătire funcționale... Au rămas și mi se pare normal să fie... Excedent, plătești investiții. Și ceilalți. Deci dacă cumva banii ăștia, dacă cei nu vor fi repartizați și mai încape și treaba asta, sigur că da, dar nimeni nu... Și totuși, dacă... Și noi vrea să facem cât mai mult. Am înțeles. Adică tot suntem la capitolul investiții, aș întreba la ce servicii de dirigentare de șantier trebuiesc plătite pentru obiectivul strada Oron Ianuș, având în vedere că acolo, din câte știu, s-a terminat lucrarea și așa a fost prevăzut în proiect. Nu mai sunt... Aici un inginer poate să dea un răspuns mai concret. Eu atâta știu doar că a apărut o lege prin care la recepția lucrărilor nu se mai face o recepție a lucrării numai cu personalul din cadrul primăriei. Se făcea, nu, o comisie mergea, semna procesul verbal de recepție și cu asta basta. Era terminată treaba. Dar mai nou, conform legii, trebuie să ai și din exterior, cum s-a zice, autorizat, sigur, oameni care sunt meseriași și vorba aia, să autorizați, care fac parte din comisie, care nu vin pe gratis. Nu? Am zis bine, domnul inginer. Da, dar dumneavoastră mă referiți acum la un alt punct, domnul primar, la ceea ce înseamnă recepția. Da, recepția... Da, mai există un punct... Nu ați întâlnit în comisie, acum... Mai există un punct legat de servicii de dirigentare. Tot asta se referă. Una e de 2, una e de 12. Contractul de dirigentare de anul trecut... Nu a fost achitată dirigintele de șantier. Foarte simplu. Ce fac în se uită pe sigeantul. Domnul Bali. Are cuvântul... Da, dar vă uitați peste jant când veniți în comisie. Acum nu vă supărați. Discutăm un ceas numai de astea. În comisie, din câte știu, Comisia Economică a fost solicitată. Noi, membrii Comisiei de Învățământ, Cultură, Tineret și Protecția Cultură, n-am fost invitați. Am discutat-o noi în comisia noastră și expunem problemele care le-am dezbătut în comisia noastră. De ce nu ne-ați întrebat? Acum și nu știți să citim domnul consilier, și nu știți asta și ia uite și acum așteptăm răspuns, nu? Da, dar așa stă și de noaptea, că voi nu știți. Chiar okay, este domnul primar, este domnul secretar, este domnul contabil, de ce nu veniți să vă informați? Cum a întrebat asta? Întotdeauna, ne informăm întotdeauna și acum poate ar fi așteptat. Vă rugăm să treceți mai departe. Mulțumesc și eu. Atât? Altcineva? Bine, dar vă rog,
Eu sunt pe prima urmă. Deci hai cum să nu se mai vadă mai tare. Nu m-am oprit, deci așa cum am discutat cu toată lumea, am zis că nu a fost cuprins în acest buget nici norma de hrană, nici voucher, că n-am avut bani. Până la urmă, deci ar trebui să citesc toată expunerea de motive ca să spun despre ce e vorba. Deci am mai trebuit să luăm bani ca să putem plăti norma de hrană, care este obligatorie și n-am avut ce face, a trebuit să includem în buget, dar, sincer, ajung până inclusiv pe iulie. Deci atunci ar însemna atunci să votați bugetul cu această modificare care, dacă dumneavoastră doriți, eu pot să vă citesc că nu este. Domnul primar, norma de hrană, vouchere, cam o zice? Vouchere, dar nu sunt obligatorii. Nu, dar în schimb, norma de hrană este obligatorie. Posturi vacante și citate 3 sau 4 am luat banii acolo și am completat. Asta e modificarea față de ceea ce ați adunat. Dar dacă dumneavoastră vreți să vă și citesc ca să vedeți exact despre ce este vorba. Altcineva mai dorește? Se dă, se dă la tot personalul primăriei sau numai la muncitor? Norma de hrană. Asistenții personali, domnul consilier. Nu primește domn primar și domnul viceprimar. Noi doi nu primim, noi mâncăm. Aveți prea bun. E traică. Faceți grevă și dumneavoastră. Mai sunt înscrieri? Dacă nu, vă supun aprobării. Aprobării acest proiect cu adăugirea făcută de către domnul primar, luată și de, legată și de grană. Înainte de asta, ați făcut un calcul cam cât ar însemna. Da. Păi comunicați-ne, vă rog, domnul primar. Deci, va fi odată 23.03 plus 95. Deci, specificat 23.000, 20.000, da. Fiind norma de hrană pentru deci inclusiv iulie, am zis. Da, și primăria nu mai vede mare. Și cât e de persoană norma de hrană? 347. Brut. În mână 190 de lei. Brut. 190 de lei pe lună? 190 de lei pe lună. Mai sunt alte întrebări? Dacă nu, cine este pentru acest proiect de hotărâre cu propunerea domnului primar? Unanimitate. Vom trece la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pe perioada 2019-2020 la nivelul orașului Transilvania. Comisiile, Comisia Socială? Da, membrii Comisiei au vizat proiectul de hotărâre și au aprobat în consecință acest proiect de ordine de zi. Comisia de Administrație? Comisia pentru Administrație Publică Locală a analizat și este de acord cu proiectul. Dacă Comisia Economică, de asemenea, a fost de acord cu acest proiect de hotărâre, deși nu ține concret De comisia noastră. Nu se cere avizul Comisiei Economice. Da, și tocmai de aceea aș fi dorit să spun că acum m-aș fi așteptat ca Comisia Socială să spună concret despre ce înseamnă dezvoltare de strategia serviciilor, pentru că cel puțin eu din proiect nu am găsit concret nici un serviciu prin care se îmbunătățește problemele. Apare definiția, apare legislația, apare identificarea problemelor la nivelul localității, dar concret despre serviciul care îmbunătățește aceste probleme, eu nu am găsit. Probabil că a găsit în tocmai Comisia Specială. Mulțumesc! Comisia Socială a înțeles ce scrie, dacă nu ați înțeles, vreau să puneți niște întrebări celor care au elaborat acest material, pentru că noi atunci când nu am înțeles, am întrebat. Dacă am înțeles, nu v-am întrebat. Mulțumesc. Ok.
alții înscrieri. Dacă nu, pentru unanimitate. Trec la punctul numărul 3, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcție a Comitului pentru persoane vârstnice CEU Silvaniei. Comisia Economică? În unanimitate am fost de acord cu acest proiect de hotărâre. Socială? Membrii Comisiei au vizat acest proiect și au fost de acord cu în unanimitate. Tot în unanimitate și Comisia pentru Administrație. Dacă doriți lămurire, înscrie la cuvânt, îl avem pe domnul director de față. Dacă nu sunt, vă supun la vot acest proiect de hotărâre. Pentru? Contra? Abținere? 14 pentru, una abținere. Următorul proiect, și anume privind aprobarea acordului de parteneriat între orașul CEU Silvaniei și Asociația Sindromului Down CEU Silvaniei. Comisia Socială? Da. Membrii Comisiei au avizat acest proiect de hotărâre, au aprobat în unanimitate. Aș putea să remarc faptul că este doar un proiect de hotărâre care aprobă un acord, un parteneriat. Așa cum se știe, la nivel de oraș, între primărie și N entități există acorduri de parteneriate care, din punctul meu de vedere, am repet, suntem de acord, nu cred că necesită să treacă prin Consiliul Local, dar având în vedere că sunt obiective comune și activități comune cu primăria, aș remarca faptul că această asociație chiar are nevoie, fiind și unică la nivel de județ, are nevoie de sprijinul primăriei. Și mai mult am văzut și o posibilă sau un posibil sprijin în ceea ce înseamnă asigurarea cu materiale noi pentru perioada de iarnă, pentru acei, să zicem, tricopsii din sindrom. Mulțumesc. Comisia de Administrație? Da, Comisia de Administrație a luat obiectivele propuse în cadrul elaborării. Sunt, mi se par și nouă ca fiind urgente și chiar trebuie sprijiniți și ajutați copiii și adulții cu probleme cu dizabilități. Deci, acord aviz favorabil. Dacă Comisia Economică nu vrea să... Am înțeles că nu aveți, dacă doriți să... Personal aș dori să-mi exprim părerea. Deci, tocmai ceea ce nu am regăsit la punctul 2, referitor la strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, acest lucru ar fi o problemă sau o soluție pentru rezolvarea problemelor sociale din localitate. Adică să facem parteneriate acolo unde este nevoie de ajutor social. Acest lucru ar fi trebuit să se reflecte și la punctul 2, ca și o măsură pentru rezolvarea problemelor sociale. Mulțumesc frumos! Noi mai avem, noi singurul asta acum la Muncheană, noi mai avem, mai avem parteneriat, după cum știți, cu Diaconia pentru elevii, da. Școală după școală, da. Mai multe acțiuni care sunt implicate primărie. Dacă mai dorește careva, dacă nu, vă supun la tot acest proiect de hotărâre pentru unanimitate. Vom trece la punctul numărul 5, și anume proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență. Comisia Economică? În Comisia Economică, în unanimitate, am fost de acord cu acest punct de hotărâre, pe lângă suma de 2000 de lei, domnul Vidar Nero a venit cu o propunere să-i acordăm 5000 de lei, dacă există posibilitate. Și acest lucru este un gest uman. Deci eu doresc să felicit executivul pentru acest lucru, deoarece încă în CEU Silvaniei nu am găsit
să fie cineva ajutat din acest punct de vedere. Ține de ajutor social. Mulțumesc frumos! Alte comisie? Comisia Socială? Da, și comisia noastră este de acord cu acest proiect de hotărâre, având în vedere că au fost propuneri și discuții pentru ceea ce înseamnă acordarea unui sprijin mai substanțial, în considerentul în care, și noi suntem de acord, în considerentul în care o pagubă mare de peste 80%, considerăm că suma de 2.000 de lei poate fi crescută, chiar ajungând la suma de 5.000 de lei, pentru că o pagubă mare de 80% nu e aceeași treabă ca și o pagubă de 10%, cum știm că primăria a mai acordat sprijin pentru distrugerea unui acoperiș, manadi sau alte, să zicem, calamități de genul. Cu sume mult mai mici, desigur. Deci noi suntem de acord, chiar și cu propunerea de pe Comisia Economică. Da. Comisia de Administrație. Da, Comisia de Administrație a analizat și, într-adevăr, se pare că au fost pagube de peste 80% acolo și dacă există resursele financiare suficiente, cred că ar fi bine să mărim această sumă și în continuare să se țină cont și de alte evenimente neplăcute la nivelul orașului, în măsura în care se va putea să putem sprijini pe cei păgubiți. Deci, momentan asta e, dar asta nu înseamnă că nu se poate rectifica în cursul ăsta. Asta era problema. Știm că banii sunt puțini, bugetul e auster. Dar eu cred că domnul contabil va găsi resurse. Are cuvântul domnul secretar. Știți că prin hotărârea Consiliului Local, prin aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutorului de urgență, suma maximă prevăzută atunci în anii 500 de euro. Cu acest proiect de hotărâre, prin excepție la prevederile hotărârii respective. Însă, prin compartimentul nostru de asistență socială, s-au întocmit documente pentru familia respectivă și pentru obținerea unui ajutor de urgență de la guvern. Nu ne-am limitat numai la cei 2.000 de lei. Noi 2.000 atât am putut pune, atât am avut. Dar sperăm că s-a înaintat documentația la ASPIC și sperăm că va fi niște ajutor. Observați, dacă există o decizie pe suma de 500 de lei pentru o pagubă, să zicem, să nu-i pregătăm, sau... Ajutor, un ajutor. Ar trebui să fie puțin diferențiat, în condiții în care, domnul interesant, se întâmplă ceva. Suma de 500 de lei trebuie modificată. Asta, deci, tot aici se poate. Deci aici, zic, tot doamne se poate și atunci zic că asta trebuie modificată. Aveți grijă când vorbim de asemenea lucruri? Aveți grijă că nu putem să facem nici diferențe foarte mari. Știm cu toții că au mai fost cazuri naturale în trecut, mă rog, acele viscole care au decopertat case și blocuri și au lovit mașini și n-am văzut nicio... Domnul viceprimar, că rămâne o familie în loc, este altceva. Trebuie să avem grijă să nu facem nici diferențe între... Alte discuții? Sigur, acum ar trebui să supun votului și... Aia cu 5.000, dar ținând cont, vedem de unde e vorba. Și atunci, în situația de genul ăsta, o să se pun la vot ceea ce există în proiect, și anume 2.000 de lei. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul numărul 6 din ordinea de zi, proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general conform cu ordonanții de urgență de 2018 la obiectivul reparat și trotuar și rigolă fluvială pe strada Libertății din orașul Cehensivania. Rog Comisia Economică. Comisia Economică acordă aviz favorabil proiectului respectiv. Ne mai sunt alte comisii. Vă rog, înscrie la cuvânt. Poftiți. Trotuarul și rigola pluvială de pe strada Libertății a fost ofertată la sumă de 654 de lei.
După actualizare s-a ajuns la suma de 810. Deci aș întreba pe domnul primar. S-a semnat un contract ferm. Se poate majora suma justificat? Da. Pentru ce? Pentru că a apărut acest rogiu de la Paște care a educat-o la Vântea. Și știți bine, dar o să vi-i dau eu pe domnul inginer și vă explică clar. Deci s-a schimbat practic salarizarea în construcții care este 3.000 de lei minim. Domnul Vidal. Și asta o dat peste cap. Scurtiți, domnul Vidal. Contractul, deci, valoarea contractului era de 654.000 de lei fără TVA. Dacă vă uitați în capul de tabel, e fără TVA. Da. 810.000 cu TVA actualizat. Avem o diferență de 25.000 de lei prin actualizare, doar. Deci atât ai diferență. Noi bugetăm valoarea. Dacă vă uitați după capul de tabel, 810.000 cu TVA. Dar domnul primar, care este termenul de finalizare a lucrării pe libertă? Mai și domnul Inginescu. 4 luni de la de începere din luna a treia, parcă. Din luna 3-a 2019. Două luni erau pe 2018 și patru luni pe 2019. Așa este și așa. Și această ordonanță, domnul primar, când a apărut? În 2018. În 2018. Deci mult povestit, a ordonanță 114. Deci... S-au mărit salariile la constructor. Da, da, da. 3.000 construcții. E obligat da. Beneficiarul să le plătească loc salariile. Dar nu plătesc la stat, în schimb. Scutiți de taxe. Știți, așa m-a și fapt divers. Ce înseamnă asta la proiectul mare, la căzutare, presupunea? Ce zice? Cam așa, cu părerea dumneavoastră. Și după părere, nu avem unde, dar mult. 25 de miliarde. Nu știu, domnule, o situație ce asta. Alte discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu, vă supun la vot acest proiect de hotărâre pentru unanimitate. Vom trece la punctul numărul 7 și anume proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Propune. Poți fi, domnul Lang? Propun pe domnul Baran. Alte propune? Deci dacă nu, cine este pentru domnul Baran? Unanimitate. Ultimul punct. De ce ai cum ești domnul? Probleme diverse. Dacă poți fi domnul secretar. Conform codului fiscal ar fi trebuit în această lună să indexăm impozitele și taxele locale curată inflației. Mă rog, din motive obiective, adică n-am reușit să pun de ordine de zi acum. Probabil că vom face ședință extraordinară după data întâi. Și în acest context trebuie să ne gândim și la zonarea orașului. În acest context vreau să vă citesc o petiție a doamnei Bodea Marta, domiciliată în Ceosilvani, strada numai numărul 71. Mă adresez dumneavoastră, stimați consilieri, deoarece dintr-o eroare am apelat la primărie, domnul primar mi-a promis rezolvarea problemei, iar ulterior atașez adresa și a declinat competența comunicându-mi că este exclusiv atributul Consiliului Local deci a dumneavoastră. În speță am contestat plata impozitului pentru locuința pe care o reținem pe strada Livezilor numărul 15 ca zonă de categoria B. Partea din strada sus menționată este cu drum de pământ fără canalizare. Aceasta este partea unde locuim noi. Asfaltul și utilitățile sunt în cealaltă zonă. Extinderea conductei de gaz, introducerea apei, a curentului electric, s-a realizat pe cheltuiala noastră și nu a fost puțin. Motiv pentru care am solicitat încadrarea într-o altă zonă și anume D.
Aparține domeniului public, dar am făcut pe cheltuiala noastră șanțuri, am dezinfectat la propriu și am curățat terenul de bălării, peste tot era plin de șerpi și șobolani. Azi iarnă, când zăpada era de aproape un metru, l-am rugat pe domnul viceprimar să ne ajute să ieșim la drumul principal. Toată iarna am făcut dezăpezirea pe cont propriu. Sincer, m-a surprins că stau în zona B. Seara e întuneric bezme, iar la aproximativ 20 de metri de locuința noastră se formează o veritabilă rampă de gunoi. Găsești de toate acolo, moloz, animale moarte, părți de autoturism, de grămezi, de peturi, etc. Încerc să găsesc câteva elemente care să ne placeze în zona B și nu reușesc. Vă adresez rugămintea să reveniți asupra acestei hotărâri. Suntem totuși în secolul 21. Așa, demnitatorul nu să accept să plătesc ceva ce nu, de ce nu beneficiez. Adică nu mi se asigură nimic că suntem încadrați în zona B. Un 1100 lei impozit. Mi se sublinează răspuns, după cum puteți observa, că nu se fac excepții. Stimați consilieri, noi nu cerșim clemență, dar nu suntem nici ignoranți. Plătim impozit pentru o zonă intravilană, imaginară, programată din fixul cuiva. De ce? Chiar de pus să cred că dolariile, rampa de gunoi și lipsa de utilitățile recomandă o zonă să fie intravilană de categoria B. Oare ne credeți ignoranți? Mă simt umilită să fiu tratată în acest mod de primărie. E posibil să accept o funcție ca să o funcție să promiți ceva și pe urmă să te trezești sub și să te dai seama că nu e de competența ta. Care este expertiza edililor noștri? Oricum, problemele cetățenilor nu este problema lor după cum se comportă. Stimați, ați putea determina pe aleșii noștri din primărie să nu mintă, să fie dedicați funcției și cetățenilor. Plătim cele mai mari impozite dintre toate orașele și la noi nu se întâmplă nimic frumos. De ce? La începutul anului, când paginile erau cu proiectele mari, umpleau ziarele, în dreptul orașului nostru nu scria nimic. M-am săturat să trăiesc într-un asemenea loc unde nu se întâmplă nimic, unde nu putem critica neputința celor care ar trebui să ne gestioneze orașul, dar se interpretează cu titlul personal. Nu mă luați, vă rog, ca o amenințare, dar nu mă voi mulțumi doar cu promisiuni că sunt sigură de ele și toate incompetențele primării. Deci au cerut să nu fie încadrată la zona B și face referire la adresa pe care i-am trimis-o, semnată de domnul primar și de mine, la care am spus referitor la cea dumneavoastră înregistrată la cu numărul de mai sus, vă comunicăm următoarele. 1. Fie autorea Consiliului Local numărul 63-25-10-2018 s-au aprobat impozitele și taxele locale pentru anul 2019. În anexa 1 la această hotărâre s-a aprobat și zonarea orașului. Strada Livezilor, la care faceți referire în solicitarea noastră, a fost inclusă în zona B. Și astfel, impozitele și taxele locale au fost calculate conform acestei zone. Potrivit prevederilor articolului 405.3 litera I din legea 227/2015 prin codul fiscal, stabilirea zonelor din cadrul localității este atributul exclusiv al Consiliului Local. Zonarea s-a făcut pe străzi, iar toate imobilele dintr-o anumită stradă sunt impozitate conform zonei din care se face strada respectivă, fără excepții. Asta a fost răspunsul nostru. Asta, acest răspuns face da, domnul secretar, da. De aceea v-am adus în atenție chestiunea da, asta. Să uităm, că într-adevăr are dreptate, acolo nu este canalizare, da. Nu este drum. Asta v-am spus. Deci nu putem compara strada Livezilor de la pornire de aici și cu capătul. Deci, în contextul ăsta v-am spus că la următoarea ședință, când vom indexa impozitele și taxele locale, una dintre anexele la hotărâre este zonarea orașului. Atunci să veniți dumneavoastră cu propuneri. Nu, cum să putem zona strada Livezilor în două? Ba da. Nu, dar poate să poate. Nu, dar poate să poate. Nu, dar poate fi excepție. Nu, dar poate fi excepție. Atunci acolo se face interesant. Poți face două zone pe stradă. Dacă nu facem o zonare dublă la aceeași stradă, creăm un precedent, da? Da.
Și toți vor veni. Da, dar nu beneficiază de aceleași utilități toți de pe strada respectivă. Unii au toate utilitățile. Domnul Fridar, s-o dat cuvântul la toți vorbe. Avem exemplu în grada 1 decembrie, dacă ne aducem bine aminte, care e zonată diferențial. Deci până într-un punct zona 1 și după aia zona A și zona B. Cred că și acolo ar trebui tot personalul din primărie, doamna din la urbanism sau nu știu, domnul inginer, nu știu care, să margă pe străzi și să facem diferențierea categoric. Cei care au asfalt, au apă, au gaz, au canalizare, au tot până în fața porții, sunt mult mai avantajați decât cei care sunt într-o altă parte și fac investiții din banii lor să și le tragă de această utilități. Eu cred că totuși din la primărie, doamna de la urbanism sau știu eu care să o... Sigur, eu am zis că dacă doresa va implica și dumneavoastră să... Că după aia iară noi vom veni cu o propunere, că nu va fi aici o... Dar în ceea ce privește coeficientul de informare a ridicării impozitelor, îmi aduc aminte că nu de mult am făcut o majorare de impozite, tot pe considerentul că în ultimii 10 ani de zile nu s-au majorat impozitele și taxele la coeficientul de inflație. Din punctul meu de vedere, a fost chiar consistentă majorarea de impozite și taxe cu între 20 și 40%, undeva la 30%. Ca să venim acum la protocol rapid, iară cu o mărire, cu o majorare de impozitare, nu știu dacă... E hotărârea dumneavoastră. Nu, am făcut majorare de impozite. Da. Poți. În fiecare an avem obligația, prin codul fiscal, asta nu se discute, da. Să le indexăm. Cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică. Asta e tot. Eu cred că am fost clar. A fost și atunci că nu s-au majorat impozitele cu codului fiscal în ultimii 2 ani de zile. Dacă ne aducem aminte aici, fiți acolo la ședință. Dacă ne aducem bine aminte și o să citim procesul verbal, eu am fost cel care a fost foarte vehement cu acel procent între 20 și 40% și fracțiunea noastră a PNL-ului n-a votat. Categoric n-a votat. De ce oare atunci nu ne-am gândit că va veni codul fiscal în 2019 și atunci să fi votat cu 4-5% sau 3,5% cât e acum inflația, să votăm mai puțin și să reducem. Vă dați seama, ne aprindem acum oamenii în cap. Păi măi, la sfârșitul anului ați votat majorarea taxelor și impozitelor. Mai veniți acum, iară, majorare conform codului fiscal, domnul secretar. Asta e obligatoriu, domnul Voie. Tocmai asta spun. Trebuie atunci să ne gândim că va veni acest cod fiscal obligatoriu. A știu deja cât va fi inflația anul ăsta. Dar nu mă interesează procentul de primar. Dar e vorba de inflație cu atâta să vă spun, se știe nu nimic. Cel puțin 10 ani, inflația merge între 3-3,5, maximum până în 4. Deci puteam să prevedem acest procent. Un 3% îl lăsam mai jos și acum, fără să știe oamenii, noi puteam să umblăm mai jos. Nu fără să știe. Fără să simtă. M-am exprimat greșit. Deci, sigur, fără să simtă așa. Atunci le-am făcut majorarea și știți cum s-a făcut, la limită de puțin, s-a făcut și atunci că n-a fost de acord. Mulți din făcut. Și bine că s-a făcut. Atunci, anul trecut, m-am ajutat. Să așa spuneți, dar omul de rând vine acum și zice, iar mă marge. Anul ăsta, noi aprobăm indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 cu inflația din 2018. Asta spune lege. Da.
Deci nu, pentru anul ăsta nu e afectat. Eu am anul înțeles. 2020. Da, se vor trezi. Indexa a început anului 2020 și iară majorăm taxele. Asta e atributul. Da, și tu anul poate va... Da, bine, da, o să pot diminua. Are cineva? A terminat unul voi. Da, mulțumesc. Vreau să spun că tot acești oameni vin și ne sare în cap că nici ce nu se poate circula pe gării, pe păcii, pe coșul plăc. Deci cum nu-i bine. Uităm nici lucrul ăsta. Uite ce buget avem. Domnul, Aveți dreptate. Au cei antevorbitori, au perfectă dreptate. Dar cred că și eu am dreptate. Da, vezi perfect. Acela lucru am discutat că s-au mărit impozitile. În asta spun, dacă nu majorăm impozitile cu ăsta, o să vină oamenii și o să ne întrebe de ce n-am făcut investiții pe străzile respective. Evitați-vă că în bugetul de anul ăsta, pe care mult l-am votat, nu sunt investițiile pe care noi le-am preconizat că vor fi când am făcut majorările alea de 30% de impozit. Iar o să fie și dumneavoastră o să spuneți la urmă după ce o să votăm cât în salarii se duce, că asta ați recunoscut după ce am votat că vor fi investiții, am zis, de salarii vom da. Ei, nu știi cât suportă contribuabilul, că suportă până într-o bună zi. De la vreme, după te plătim impozite, nu se face mare lucru. Păi la ce mai plătim? O deviere aș vrea eu. Bine, apropo, să nu facem campanie electorală acum. Da. Nu campanie facem. Cât e procentul de colectare a taxelor și impozitelor la nivelul anului 2018? 70%. Și aspectul ăsta și nu l-am trecut. 72% discuție. Altcineva care dorește să ia cuvântul? Eu. Da, și eu. Vreau, dacă îmi permiteți, două secunde, numai că referitor la poziția asta ce a făcut doamna Bolia, eu numai atâta pot să-i spun că, da, parțial are dreptate, dar dânsa a știut foarte bine unde construiește. Mulțumesc frumos. Da. Domnul secretar. Da. După cum știți, peste două zile începe campania electorală. Domnul Bolia prin dispoziție locurile speciale de afișare electoral. Partidele reprezentate în Consiliul Local au primit această dispoziție. Ceilalți competitori electorali, nu știu unde să-i găsim, nu știu cine e șef, dar dispoziția este pe site-ul primăriei, se poate consulta acolo. Și aș ruga să respectați prevederile legale în ceea ce privește dimensionarea afișelor, numărul de afișe pe un panou. Este vorba de un singur afiș care electoral, cu dimensiuni de 500x300 de milimetri și un afiș pentru convocarea de adunări electorale care e de 400x250 milimetri. Aranjate astfel încât să nu-i deranjeze și pe ceilalți. Și ne pune primul pun într-un colț, nu pune nimic. Domnul secretar, dacă ați abordat subiectul, panourile care sunt prevăzute în această dispoziție, sunt la fața noastră. Da, da. Benerele trebuie coborâte, da? Benerele, unii zic că da, eu nu știu. Așa ziceau, noi avem AIP-ul. Da, azi este ultima zi. Așa. Dar nu vă zice. Interpretabil. Adică că până la 50 de metri și să nu se lasă nici în ziua legilor, că în ultima zi nu se coboară. Nu, o să fie. În ziua legilor nu-i doriți să ne faci și în domnul din sală, dacă doresc. Eu doresc. Poftiți. Da, cum a spus și secretar, dacă este vorba de începerea campaniei, eu, de exemplu, aș avea o preferință și o rugăminte ca campanie să nu mințim și să nu dezmințim oameni, cum deja s-a început acum 2-3 săptămâni, când au fost interminați inclusiv doi consilieri din partea Consiliului Local, unul din partea PNR, unul din partea PSD, s-a discutat despre UDMR, fără să fie prezent niciun consilier din partea fracțiunii UDMR. Știți foarte bine că la televiziune, de exemplu, și Realitatea, și Prima TV, și pe 1 TV au fost amendați tocmai pentru că a vorbit de minorități de UDMR fără prezența lor. Nu este frumos acest lucru, ceea ce face.
Am urmărit inclusiv interviul acordat de către doamna director Violeta Milaș, care a prezentat importanța acestui program POR, care trebuie realizat până în 2021. Dânsa spune foarte clar, ca să se realizeze proiectul și să fie eligibil, este nevoie ca terenul respectiv să fie înscris în CP, să fie utilități, apă, canal și așa mai departe. Deci a detaliat foarte concret despre ce este vorba. 148 de instituții au fost verificate, din care CEU este Codaș, pe locul 100, Jibou pe locul 5. Deci unde este performanța aceea de care mi s-a vorbit aici în sală? Mai mult de atât. Acum doresc să, vă rog frumos, să-mi permite să duc până la capăt ideea, ca să afle oamenii adevărul, nu ceea ce spuneți dumneavoastră și ceea ce s-a spus aici în sală. Cerința programului este ca terenul să fie înregistrat în CF, în CEPU vor fi 36 de copii, Jibou a început anul trecut. Noi de ce nu am putut să începem anul trecut? Programa respectivă există din anul 1998. De 20, mai bine de 20 de ani. Acum s-a trezit toată lumea. Este un program național. Noi ne trebuie. Nu. Lăsați că vor afla și cei care trebuiau să facă aceste demersuri. Nu că ne trezim că în 2021 ni se expiră termenul pentru un program care această transformare a fost prevăzut încă din anul 1998. Până acum, directorul institutului respectiv, nu știu, nu s-a dorit să se facă acest lucru. Doamna respectivă spune că terenul din CEU Silvaniei ar fi două terenuri. Unul ar fi în curtea grădiniței și a doilea teren, nu spune concret unde, zice, undeva în centrul orașului. Dar, deocamdată, nici unul nu este eligibil. Așa spune dânsa. Deci nici unul. Un teren are două ieșiri, care este o problemă. Este împărțit în două. Deci dacă sunt utilități, nu e sigur că toate terenurile vor fi eligibile. Dar mult, mai mult de atât. Dumneavoastră ați spus că Cras din Crasna să ieie cu demereu copiii din CEU Silvaniei. Dânsa spune că terenul pentru CEU Silvaniei este asigurată de către Biserica Ortodoxă din Crasna. Ce legătură are UDMR-ul cu Biserica Ortodoxă din Crasna? Dumneavoastră a știut? O fi și ortodoxi. Sunt foarte mari probleme pentru că nu există centre de recuperare pentru copii. Deci și acest lucru există. Ca să fie aceste trei case, ar trebui să avem și un centru de recuperare. Ideal ar fi, zice dânsa, ca aceste case să fie administrate de către consiliile locale și de către localitatea respectivă. Dumneavoastră știți ce înseamnă ca aceste trei case să fie în administrația noastră? Numai întrebări. Deci ceea ce orașul nu o să poată să asigure, nu putem asigura nici măcar casă de bătrâni. Cei doi consilieri au fost întrebați, eu ce să spun, am, din punctul meu de vedere, un singur lucru pozitiv a fost faptul că m-a făcut să zâmbesc. Un exemplu, domnul Bridar Neu spune că nu are dovezi de cele spuse, dar confirmă ceea ce a auzit. Deci cam așa, vorbiți în vânt, fără să fim prezenți și vorbiți împotriva UDMR, deși noi nu am avut absolut nicio tangență și oricum, probabil, așa cum a spus și doamna, că m-a uitat până în capăt, poate că niciun teren nu va fi eligibil pentru proiect și mai mult de atât, proiectul POR nu se va relansa deocamdată. Ați terminat, domnul Palin? Da. Ați cineva pierdut ofițiul? Domnul Balint, terminate, veniți aici și, eu nu știu, v-ați uitat la televizor sau v-a spus cineva, ca să înțeleg, de unde ați luat toate chestiile astea, confirmă în cap. Din spun și ora Doamna Milaș spunea în acel reportaj că s-ar putea, în timp, toate aceste servicii să fie în subordinea primăriei și a consiliului local. Unu. Deci asta v-am dat răspuns la trei întrebare, cred. La prima întrebare, aici la ședința ordinară, pe care a putut-o viziona absolut toată lumea care
care au vrut să o vizioneze, când au participat și cei din la centru multifuncțional, dumneavoastră, fracțiunea UDMR, în numele domnului doctor, a spus că acel teren îi e fundul UDMR-ului. Nu a spus nimeni. Ei, aici sunt niște alți colegi. Am mințit, auzi, aici sunt colegii și ați oprit camera. Iară mințit. Iară mințit. Asta este, suntem mincinoși. Nu știu să așa ceva că iau UDMR-ul. Păi, colegii sunt aici. N-am cu cine discută. Și dacă sunteți atât de cinstiți, a fost acolo în bere, de ce nu a spus 3-4 oameni maghiari să spună părerea? Pămițiți de alela. Unde? Care? Nu cei care lucrează acolo, că toți ar fi răspuns la fel. Ăia care nu lucrează acolo. Nu consiliar sunteți, un pic prea... Dacă vreți să fiți atât de cinstiți. Ar trebui și pentru o parte să discutăm un pic mai civilizat. Civilizat va fi să vă dăm o judecată, că vorbiți în spatele nostru. Puteți liniștiți să ne dați în judecată că n-avem nicio problemă. Am rugămintea ca aceste lucruri să le discutați, dacă aveți un conflict să le discutați. Nu, dar să află orașii că îs minciuni de către PNL și PSD. Da. Trebuia să spuneți câți bani ați adus în oraș în 30 de ani, că niciun ban n-ați adus. Da. Numai cu DMR-ul așa. Eu nu i-am adus cu DMR-ul bani. De acolo, de unde i-am adus. Domnul Bacu, dacă faceți campanie, totuși ar face referire... Numai peste două zile începe. Ședința trecută pe scurt. Eu nu cred că metoda cea mai bună de a dialoga, de a obține ceva în Consiliu, este metoda intimidării cu persoane aduse care vorbesc fără autocontrol în fața Consiliului, fără niciun pic de respect. A fost o greșeală foarte mare. Și vă spun acum, dacă mai organizează cineva așa ceva, nici nu mă interesează cine a organizat asta, nu vom mai participa la ședință. Pentru că așa ceva este inacceptabil și inimaginabil. Să vină 80 de oameni și să ure la cei înnebuniți. Au dreptate ceea ce privește serviciul lor, într-adevăr. Dar așa se rezolvă o problemă? Dar nici nu s-a rezolvat absolut nimic. Nici nu am discutat despre ceea ce trebuia discutat, pentru că am discutat despre sondajul de opinie comandat de UDMR, de care nu ne-am folosit, pe care nici nu am adus în public și nu suntem legați nici astăzi și nu ne obligă la nimic. Deci puteam noi foarte bine vota dacă era pus în discuție. Dar nici măcar pe ordinea de zi nu a existat o problemă la care au nebunit aici oameni. Pe ce fel de ședință ați organizat? Nu vă supărați. Așa se negociază. Dar asta ia toate căile de comunicare atunci. Și de acum încolo nici nu mai are rost să comunicăm în această problemă. Într-o problemă foarte delicată, pentru că dumneavoastră știți foarte bine, pentru că ați refuzat 2 metri de pătrat de pământ pentru un monument, pentru cei din oraș și nu pentru străini, când este vorba de 20-25 de metri de arii de pământ, pentru copiii orașului. Slavă Domnului, că nu stai doar. Dar personalul, într-adevăr, are dreptate. Au nevoie de locuri de muncă și de salarii. Dar credeți că asta e metoda cu care se rezolvă problemele? Atunci asta e mare greșeală. Pentru că atunci s-au aruncat cu noroi, am fost printre primii avizați și după aceea pe internet. Eu nu citesc paginile alea pentru copii proști, dar acolo oameni serioși scriu, care se cred oameni serioși, și că eu sunt singurul om din oraș care hotărește. Păi atunci ați foarte bine ati multe lucruri, pentru că n-am fost de acord în timp de-a lungul anilor cu foarte multe. Dacă noi am fi făcut un sondaj de opinie, astăzi n-ar mai trebui să mirosim porcii, n-ar trebui să ne uităm la clădirea asta caragioasă cu care este unicarnul cu miăriță. Acum am avea cazarma în proprietatea noastră, piața n-ar fi împărțită în două și distrusă, piața agroalimentară, și ce să vă mai spun? Castelul ar arăta altfel, dar n-am făcut niciodată cea mai democratică metodă care există în democrație este sondajul de opinie.
și inclusiv alegerile. Dar noi n-am avut nevoie niciodată de părerea oamenilor. Prima dată când facem, suntem atacați, suntem aruncați cu noroi. Ce am făcut? Ce am greșit? Spuneți-ne. Ce nu am votat? Împotriva a ce am ce am făcut? Spuneți-ne. Care proiect de hotărâre n-a fost aprobat de UDMR? Concret, care? Domnul președinte. Deci numai când se aruncă cu noroi, fără niciun temei. Mă vizează mai tare pe mine, dacă îmi permite, deci, domnul deci, doctor Sărăt. Deci, doamna directoare n-a avut niciun temei moral ca să ne ceară niciun centimetru de pământ, că și dânsa a votat împotriva a oamenilor din ce? Descendenții trăiesc aici și au primit o palmă uriașă. În ultimii 100 de ani, an de an, vom rememora acest lucru, că am primit palma aceea uriașă, comunitatea maghiară. Deci nu avea nici un pic de temelii morale să ceară niciun centimetru. Dar dacă ea este femeie inteligentă, trebuia să vină, să stăm aici, jos, liniștit, frumos și să discutăm. Și eu m-am gândit așa, 10 terenuri. Nu, haideți oameni buni, alegeți 3 din ăștia 10. De ce v-ați lovit exact de coșbuc? Nici aia nu era exclus. N-am zis niciodată că nu vom lua. Noi am cerut părerea oamenilor. Dar dacă la oamenii ăștia le-am fi promis asfalt, canalizare, apă și tot, bucuros am fi fost de acolo. Deci așa se rezolvă problemele, prin dialog. Și mare, mare păcat că acest lucru noi, în cursul anilor, am neglijat complet. Atât am vrut să vă spun și că îmi pare foarte rău că s-a ajuns la ședința respectivă, oribilă și... Domnul doctor, dacă mi s-a dat cuvântul, vă rog să-mi permite să vă răspund. Acei 2 metri pătrați sau cât au fost, că nu au fost 2, că au fost mai mulți. Noi nu am refuzat. Dacă bine vă amintiți, chiar am fost de acord cu construirea acelui monument. Am cerut un singur lucru, fiind construit pe domeniul public, să fie trecut pe placa comemorativă pe o parte eroii de maghiare și pe altă români, că erau vreo 4. Dumneavoastră n-ați fost de acord. Deci ne-a fost de acord cu monumentul. Cu minciună, doamnă doctor, dar nu așa a fost. Nu ne-am deplasat toți aici așa, să stabilim locația. Nu, domnul profesor, că am convenit, că n-o deci noi am convenit să-l amplasăm aici și ne-am deplasat la fața locului. Și a spus, nu că nadișoare, nu. A spus, are în curtea bisericii. Modi și în curtea școlii. A zis, dacă e pe domeniul public, să fie trecuți toți. Deci nu-i nicio minciună. Ca să răspund la domnul consilier. A fost domnul profesor să caute nume, a fost și la județ. A fost. Doamna Vida a umblat acolo, la arhivă și peste tot să caute. Dacă nu au găsit ce să facă. S-au găsit, domn doctor, vreo 4 erau, dar n-ați fost de acord să fie, a spus să fie trecut numai... Continuat, niciodată n-am ce fac. Ăsta e adevărat. Domnul consilier Ervin, l-aș întreba punctual, să-mi spună din acel interviu ce-am mințit și ce-am dezinformat. Și acum, ca să dezvolt, ați afirmat, domnul doctor, în ședință, UDMR-ul nu va vota nicio locație în Berec pentru construirea acelor case de tip familial. Ați afirmat. Este filmat, este televizat. Nu-i minciună. Ați venit după aia cu propunerea să alocăm spațiul de la grădinița de jos să construim acolo. Parcă domnul consilier Larc a venit cu această propunere. Noi am fost de acord, da? Domnul primar a convocat ședință extraordinară pe tema asta, că ea și domnul primar. Dumneavoastră v-ați prezentat la acea ședință. Nu v-ați prezentat, ați boicotat. Unde-i minciuna? Referitor de sondajul ăla care l-ați făcut dumneavoastră și semnături, a spus că nu cunosc pentru că nu l-a comandat eu și nu-s curios. Deci la asta făceam referire. Unde-i minciuna, domnul consilier, și ce a fost așa de jalnic în acel interviu? Eu vă rog să răspundem. Ce a fost? Că nu, ar fi trebuit să intervievați oameni de acolo, să aflați ceea ce ați spus pe capul nostru, că noi i-am șantajat, noi i-am obligat, noi vorbeam de migranți, noi vorbeam de nu știu ce.
Și referitor la întrebarea asta dumneavoastră ați răspuns că nu am dovezi de cele spuse, dar confirm ceea ce s-a spus. Nu, n-am spus că confirm. Cum puteți să confirm? Nu sunt. Nu am spus, ne uităm pe interviu, n-am spus eu că confirm, nu este adevărat. Domnul Domuța Claudiu la fel. Am spus că nu cunosc și nu mă pronunț și nu știu cauza. Cert este că nu ați fost de acord. Eu asta am spus. Deci, este noi nu putem obliga pe nimeni să semneze un act. Oamenii nu sunt copii. Deci dacă există un act, unde scrie că se dorește să se afle dorința sau voința oamenilor, ăla nu poate să fie de înțeles ambigu. Numai un singur înțeles poate avea. Să știți că au fost trei localnici de acolo în timp ce se filma pe acolo. Și doi au spus, da, noi nici n-am fost întrebați, altul că noi n-avem nimic împotrivă, o sigură, doamnă, zici că ar deranja o că ar face călăgei copii. Aia poate nici n-am semnat, vedeți? Deci aia poate că nici n-am semnat. Că din 100 am strâns 76 de semnături, deci nu chiar toți. Nu am găsit pe toți acasă. Domnul doctor, pentru alea vă să spuneați că nu a fost convocată ședință și nu a venit să ceară. Doamna Petru, o cerul la primărie adresă. Noi am dat, chiar am dat un vot de principiu într-o ședință extraordinară, care s-a trimis la Zalău, din care a fost 13 prezenți și 11 votat. Și ai domnul secretar. Da. Bun. Doi la vână. Ce spunea domnul coleg Blidaru? Ați fost convoc, dumneavoastră sunt cu propunerea cu grădinița numărul 2. Dumneavoastră sunt cu propunerea cu grădinița numărul 2, s-ar putea acolo să terminăm discuția. Dumneavoastră a spus aici. Eu. Poate că mint înapoi, nu știu, colegii să aici cine de martor după ce s-a oprit camera, că aici ne avem, aveți asul mânii că s-a oprit camera, dar cred că colegii de aici nu au fost nici ciunul, nici sub, nici vără. Să nu vadă. Ați venit și ați făcut propunere. Domnul primar, pe propunerea făcută de noi, de toți consilierii și de a, fiind de acord cu locația respectivă, o convoca ședință de Consiliu extraordinară, la care fracțiunea UDMR, domnul consilier Balint, s-a prezentat în lipsă. Despre ce minciuni discutați noastre despre minciuni? Cine minte? Adică ne discutăm aici ca oamenii la ședință, nu cu camera închisă, hai să discutăm ca oameni. Eu închidem camera, nu mai arătăm la public ce discutăm și vine altceva. Păi minciuni, ce ați zis voi, că camera a fost închisă. Domnul cu camera, vă rog frumos, începând de astăzi încolo, deci camera aia se cheia prânsă de când începe ședința și până pleacă ultimul om din sala ta ședința. Până să fii primar, până atunci, lasă să decide domnul primar. Până atunci, cine cred că ne-a plătit să filmeze camera? Nu ești singur că suntem mai mulți și avem nici primar. Deci o să supunem la vot. O să fii primar, aduci hotărâri de care dorești. Atunci ce are să supunem la vot? Da, peste oră. Mai e cineva? Da, eu aș vrea să vă rog o întrebare retorică de abordare a problemei. Cu intimidare, cu oamenii aici peste noi, am zis atunci, s-au zis toate căile de comunicare. Este parte din ședința aia. Nu, nu, vorba de intimidare. Domnul, în primul rând, domnul doctor, în primul rând, ședințele Consiliului Local sunt publice, deci nu putem interzice nimănui să vină. Aia nu fost ședință. Mai mult, președintele de ședință are obligația să păstreze ordinea, să păstreze un limbaj civilizat și este obligat să dea cuvântul cetățenilor care participă la ședință. Și să nu continue pe internet. Să nu. Al doua, asta nu. Am spus și atunci în ședință că, evident, orice partid are chiar obligația morală să facă sondaj. Să-și întrebe alegătorii pe diverse teme. Numai că sondajul trebuie făcut cu bună credință. Orice sondaj. Și mai vreau să întreb chestia asta cu monumentul ăsta. Cât se va mai perpetua? Nu a votat partea românească monumentul ăla, a dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați votat monumentul de centenar. Așa este. Nu suntem egali. Dar să încheiem o dată conflictul ăsta. Cât mai ținem? Monument. Nu știu. Da, eu mai am. Dar nu la subiectul ăsta. Nu, discuta diverse. Împreună cu primăria Benesaș și Sălăstic am făcut adresă la OCPI și la ANCPI să nu închidă biroul de relații cu publicul, biroul secundar din Liceul Silvan. Și cei de la județ ne-au
trimis o adresă în care ne spun pe sân că își exprimă acordul cu privire la asigurarea unui program săptămânal de audiență în oraș CEO Silvania în următoarele condiții. Consiliul local CEO Silvania va întreprinde toate diligențele necesare atribuite unui spațiu sub formă de comodat către orice PI. Și aici aș vrea să vă... Noi cu domnul primar ne-am asumat că le oferim un spațiu acolo la PI-ul vehicului. Da. Dar asta se va supune Consiliul local și va cere un acord de principiu. Programul de audiențe se va desfășura într-o zi pe săptămână stabilită de comun acord în intervalul orar 9-12. La ceea ce a afirmat dumneavoastră, pot să vă informez că au avut un contract tot așa de comodat cu cooperativa și au avut o chirie modică. Nu știu ce... Nu a fost comodat. Așa a fost comodat. Nu a fost comodat. Au fost comodat, da? Mă rog, au plătit utilitățile, că trebuie să plătească, domnule, încălzirea curentului, nu? Și am în așa fel am făcut ca să se... Și noi așa intenționăm. A fost... Nu o să fie de acord. Vă spun eu, ei ar vrea totul gratuit. Păi, dar stai, domnule, că și ei sunt o instituție care... Gratuit chiria și plata utilităților. O fac ei. Dar nu vă spun acum, așa au fost la mine. Utilizirea. Deci nu le-am... 0 lei le-am perceput chirie. Le-au plătit utilitățile. Și a fost o sumă simbolică. Nici atâta nu vor să mă ierte Dumnezeu. Domnul secretar, altceva? Atâta. Deci, dacă mai sunteți de acord, să dăm o... Și încă ceva să vă mai reamintesc. Declarații de avere, declarații de interese nu au depus decât două persoane. Iar raportul de activitate, niciodată. Trebuie depușit obligatoriu în fiecare an și în fiecare an. Până la ce dată? Raportul iulie. Până să ne luăm și declarații. Toate le-am depus. Mulțumesc. Vedeți? Pentru a declara ședința încheiată, vreau să vă urez tuturor Paște fericit.